Dragi prieteni, vreau să abordăm astăzi subiectul Comisiei Pre-Vetting. Noi acum 2 săptămâni am avut o abordare publică prin care am cerut demisia acestui fond Hebel pentru că lipsa lui de integritate și de moralitate expusă într-o investigație jurnalistică semnată de Cornelia Cozonac demonstrează că această Comisie Pre-Vetting în frunte sau condusă de acest venetic fond Hebel trebuia să plece imediat, fără multă demagogie. Lipsa reacției adecvate din partea guvernării, lipsa discuțiilor pe subiect cu invitați pe platourile de televiziune a celor 5-6 televiziuni pro-guvernamentale, demonstrează standardele duble ale presei cumpărate, ale guvernării care nu vrea să-și recunoască greșeala categorică. Și asta este mai grav decât dacă a doua zi, după apariția investigației, era demis acest von Hebel, adus un oricare altul, poate unul de la noi, nu mai știu, oricare alt expert care să continue activitatea în această comisie, pe umerii căruia se pune, în general, reformarea sistemului de drept, de justiție, de procuratură din statul Republica Moldova. Vă amintiți celor care nu știți că unica promisiune a acestor care au venit astăzi la guvernare ONG-iști a fost, de fapt, lupta cu corupția, reformarea sistemului de drept. Nu au vorbit de alte aspecte, că nu-i duci capul, dar au vorbit de dreptate, de justiție, au adus un procuror din America, Drăgălin, care acum se plânge că nu are cu ce să lucreze, că nu are spațiu, că are nevoie de Academia de Știință, de Universitatea Creangă și alte oficii. Iar comisia asta previte în care trebuia să ușureze munca și lupta cu corupția în eșaloanele înalte ale puterii s-au dovedit a fi o comisie viciată. Iar tot ce face această comisie după investigația doamnei Cozonac nu mai este credibil că au trecut vetting-ul sau nu au trecut vetting-ul. Cel mai grav este în toată această istorie faptul că doamna Stamati, care a fost cap de lance, vârf de lance, cap de reformă în justiție împreună cu Sergiu Litvinencu, care a dispărut de pe toate radarele politice. Doamna Stamati a fost demisă din șefia Comisiei Parlamentare, dar de numele ei se leagă reforma justiției. Doamna Stamati spune că a fost ruptă din context declarațiile ei, iar doamna Cozonac îi trântește toată înregistrarea audio, pentru că altfel nu poți să vorbești cu cei care spun una și fac alta. Eu salut și încurajez pe doamna Cozonac și alți jurnaliști să aibă demnitate și verticalitate și să nu se teamă de presiunile publice ale celor plătiți sau celor care neagă orice. În discuția pe care astăzi vă pun aici să o ascultați, este extrem de importantă, vă asigur că este extrem de importantă, doamna Stamati recunoaște că s-a frânt cu acest von Hebel. Întrebarea mea, dacă doamna Stamati recunoaște într-o discuție privată, de ce nu iese public la tribuna Parlamentului? Pentru că pare a fi o doamnă curajoasă. Și să vorbească clar. Da, a fost o greșeală, n-am verificat minuțios, este un domn lipsit de integritate, planează suspiciuni că această comisie iar nu funcționează așa cum trebuie, iar rezultatele ei ar putea fi contestate oricând, de oricine, mai ales dintre politicienii, care tare nu vor ca această comisie să funcționeze, iar cei care urmează să fie judecați nici atâta nu vor ca să fie trecuți prin filtrul judecătorii procurorii. Nimeni nu vrea. Și ei le oferă posibilitatea să critice și să dea de pământ cu această comisie Pre-Vetting și cu acest von Hebel, de parcă ar fi frate cu Stamati, parcă ar fi cu mătru, cu conducerea, cu grosul, cu cine. De unde atâta dragoste față de un străin? Vorba lui Vieru. Prea multă dragoste față de străini și foarte mult dispreț față de seminii și de românii care stau aici. Ascultați atent, eu intenționat am înregistrat acest video ca să anexez discuția dintre jurnalistă și doamna Stamati. Haideți, doamna Stamati, mai curajos, vă așteptăm la tribuna Parlamentului să confirmați cele spuse doamnei Cozonac și să cereți demisia acestui von Hebel, pentru că vă compromiteți total și irreversibil cu unica reformă pe care vreți să o prezentați în campanie electorală, la prezidențiale, la parlamentare, cu uite o reformă care dă rezultate, chiar dacă mai greu, dar dă rezultate. Eu deja nu mai cred că acest von Hebel este
în măsură să îmi judici și pe cei care mă judec pe mine. Nu vreau să îi încredințez. Doi, uitați-vă că standardele duble au loc la Chișinău. Noi am cerut demisia acum 2 săptămâni. Au văzut o parte bună a societății. Niciuna din presa galbenă, nici Moldova 1, n-a întrebat, n-a sunat, n-a făcut știri. Cum au ieșit cei care sunt ghidați din turnul Maiei, presa a titrat asară dintr-un capăt în altul. Toată presa a titrat. Uitați-vă că cer demisia lui Hebel. Von Hebel. Dacă jocul pe care îl înțelegem noi înseamnă că urmează demisia și fugărirea lui Von Hebel, dacă au cerut-o cei coordonați din președinție, ca partide de opoziție, credibile, apropiate guvernării. Asta e jocul politic la Chișinău. E greu să le explicăm, dar merită efortul. Ascultați până la final discuția dintre Cozonac și Olesia Stamate și scriți voi în comentarii. Iar eu, din numele Partidului Democrației Acasă, cer încă o dată demisia acestui Von Hebel pentru a nu compromite tot procesul în ansamblu. Hai să vedem ce o să facă guvernarea. Ascultați până la capăt. Selectați de partenerii de dezvoltare, să preselectați, ne s-au transmis listă de mai mulți candidați din care noi deja am înțeles. Noi, ceea ce am putut să facem este să dăm sfoară în țară la experții pe care îi cunoaștem din țările UE, ca să vedem mai degrabă partea de performanță a lor, adică mai degrabă unde au lucrat ei înainte și ce păreri sunt despre ei, mai puțin partea de integritate financiară, fiindcă nu prea, adică n-ai cum. Practic, te mizezi pe aspectul că în țările de unde vin ei sunt totuși niște reguli care se respectă. Cam asta e. Eu am găsit mai multe informații, am găsit niște informații nu prea bune despre Herman. Herman, știu, da. Știu. Adică nu știu ce ai găsit tu, dar noi am aflat niște lucruri despre activitatea lui în Albania post factum, adică după ce el fusese deja numit. Noi nu știu ce ai mai găsit tu. Da, eu am găsit cum când era el grefier la curtea de la Haga, el a inițiat o reformă și acolo mai multă lume a fost concediat, mai mult angajat fără concurs și pe urmă au urmat niște procese de judecată unde este pomenit numele lui ca inițiator a reformei. Este și a scris și în presă și în New York Times. Noi asta pe el n-am văzut. Deci noi ce am aflat ulterior după ce el a fost numit și am aflat ulterior doar fiindcă informația asta cumva nu e public și nu s-a scris nicăieri, este faptul că el fiind în Albania, el a fost acolo expert angajat în tot ceva legat de nu știu, vieting, ceva de genul ăsta, dar mai mult pe partea de monitorizare. Nu ne-a spus cineva că el, adică el nu l-a dat afară, dar cu el nu a fost prelungit contractul. Da, eu, da. Cumva, iată, de chestia asta nu m-am aflat, dar am aflat, din păcate, post factum. Dar chestia asta de la curte în prima dată audă. Noi încercăm să vedem unde el a fost judecător și nu găsim unde a fost judecător. CV-ul de plin nu e nicăieri. Eu chiar l-am căutat și eu am dat la căutare, eu l-am cerut și la comisie și ei încă nu mi l-au dat. Nu ți-au dat? Nu, și eu și lui am adresat niște întrebări, tot la comisie, eu am scris pe adresele de la Privetting. Pe urmă am abordat-o pe Victoria Timu și ea zice că ea nu e la Privetting, dar e la Vetting. Și ei nu mi-au răspuns acum, deși am de-am vreo 30 de când le-am scris. Hai că eu mă uit, dacă la mine cumva s-a păstrat CV-ul, eu ți-l transmit. Îmi pare rău că, fiindcă noi, sincer să-ți spun, noi cu dâns am avut mari probleme. El a fost cumva omul în comisia asta care a frânat așa de mult lucrurile. Noi tare n-am fost fericiți cu el. Adică noi abia așteptăm să scăpăm de el. Era voie să scrieți cum știți mai bine, mă rog, investigațiile sunt investigații, dar evident că dai seama că niciun tot ce ține de vetting-preveting nu e taman în favoarea noastră sau în interesul nostru să arate prost, fiindcă și așa e foarte mult atacat exercițiul ăsta. Adică acolo unde noi am dat din niște informații, știi cum noi... Da, nu, da. Mai ales că ne-am fript cu Herman acum, ce să spun, ne-am fript, știi? Și a doua oară noi am încercat să fim mult mai atenți la... Și am răscolit ce am putut de răscolit.